Salutare parioare, sunt Sabin Pârvan și vă invit la un nou episod din Faci Pariu. V-am promis că vom avea profit în weekend și m-am ținut de cuvânt. 21 dintre variantele propuse pentru sâmbătă și duminică au fost câștigătoare. Bilanț care a compensat în bună măsură pierderile provocate săptămâna trecută de meciurile din cupele europene. Pe cupele europene voi părea și în această săptămână, însă eu cred că vom avea rezultate mai logice, mai ales în Liga Campionilor, acolo unde sunt câteva echipe mari ce țin neapărat să ajungă în grupe. Și în Conference League mă aștept la rezultate ceva mai bune pentru noi pariorii și în aceeași măsură mă aștept ca toate cele patru formații din Liga 1 să depășească această fază, să meargă către turul 3 preliminar al competiției. Plasez cele mai multe dintre variante la lac.com, cel mai nou partener al proiectului nostru. Este o casă de pariuri serioasă, o casă de pariuri cu o ofertă excelentă, cu cote foarte bune, cu multe variante de pariere pentru fiecare eveniment în parte și cu retrageri care se procesează foarte repede. Mai presus de toate, este probabil singura casă de pariuri din România care vă oferă un bonus de bun venit, condiții de rulaj ori 1, iar suma este de 3.000 de lei. Deci trebuie să rulați 3.000 de lei o singură dată pentru a vă încasa câștigul. Dacă vreți să beneficiați de oferta lac.com, accesați sau utilizați linkul LAC din subsolul ecranului sau oricare link lac.com de pe site-ul pariuri1x2.ro, site-ul la care noi scriem în fiecare zi. Acum trec la pronosticuri. Marți pariez pe 6 evenimente, 5 dintre meciuri vin din Liga Campionilor, iar pe mine mă interesează cel mai mult ce vor face Midtjylland și cu Dinamo Zagreb. Sunt două dintre formațiile care ne-au ars rău de tot săptămâna trecută, Midtjylland 1-1 pe teren propriu cu Larnaca, iar Dinamo Zagreb 2-2 pe teren propriu cu Skubi, formația din Macedonia de Nord. Mă aștept ca în manșa retur cele două să obțină rezultatele de care au nevoie să meargă mai departe, dar rămân precaut. Pentru AEK Larnaca Midtjylland pariez pe varianta X2 și 1-4 goluri, iar pentru meciul lui Dinamo Zagreb aleg varianta X2 și 2-4 goluri. Miercuri avem derbiul fazei din Liga Campionilor, bineînțeles este meciul dintre Fenerbahce și Dinamo Kiev, a fost 0-0 în tur. Mă aștept ca și returul să fie echilibrat, însă acord șanse mici în plus echipei turce. O văd mai ok în acest moment din punct de vedere al pregătirii, poate și din punct de vedere al lotului. Pontul meu pentru acest meci nu are o cotă mare, dar zic că este destul de sigur. 1-3 goluri marcate de Fenerbahce cu 0-2 goluri marcate de Dinamo Kiev. Deci, practic, Fenerbahce să marcheze undeva 1-2-3 goluri, iar Dinamo Kiev să nu marcheze mai mult de 2 goluri. Tot miercuri le urmărim pe Molde, Bodoglimt și Ferencvaros, trupe care la rândul lor ne-au ars în urmă cu o săptămână, toate trei au pierdut. Cea mai mare surpriză cred că a fost consemnată în meciul de la Budapesta. Ferencvaros a pierdut cu 1-2 pe teren propriu împotriva formației Slovan Bratislava. A controlat meciul, a condus cu 1-0, dar trupa oaspete a întors rezultatul în ultimele 10 minute. Mă gândesc că trupa lui Cherkesov are prima șansă în retur. Cred că poate obține calificarea, dar din nou pariez precaut pentru că v-am spus m-am ars rău de tot acum o săptămână. Pariul meu pentru acest meci este unul compus. Tot miercuri avem returul dintre CFR și Inter Escalades. 3-0 în tur pentru CFR, formația clujeană merge mai departe. Pariez pe o combinație la acest meci într-o cotă de 1,57. Joi le ținem pumnii celorlalte trei reprezentante ale României în Conference League. FCSB a pierdut la Saburtalo, rezultat venit între alte două evoluții slabe, remiza cu Universitatea Cluj din campionat și eșecul cu Rapid tot din campionat. Această serie a dus la plecarea lui Petrea, poate fi șocul de care FCSB are nevoie pentru a obține rezultatul prin care să se califice mai departe. A fost doar 1-0 pentru Saburtalo în tur, eu cred că FCSB are forța de a întoarce rezultatul. Între Universitatea Carol Craiova și Vlaznia am avut o remiză la 1 în tur. Ambele formații rămân în cărțile calificării, însă încurajată de fanii proprii, cred că oltenii pot obține rezultatul de care au nevoie pentru a se califica mai departe. Și de la Sepsi mă aștept la o evoluție la fel de bună ca în tur, de această dată pe terenul Olimpiei Lubiana.
În manșa de acum o săptămână au câștigat cu scorul de 3-1, poate mai clar decât ne-am fi așteptat, nu pentru că Sepsi nu are forța de a trece la acest scor de Ljubljana, ci pentru că nu are experiență deocamdată în competițiile continentale. Acesta a fost episodul Faci Pariu de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. Vă invit să-mi dați un like și un share acestui episod din Faci Pariu. Vă invit de asemenea să comentați la fiecare episod în parte. Îmi plac și comentariile negative, chit că unele sunt răutăcioase, poate sunt pe lângă subiect, dar suntem o țară liberă, putem să comentăm ce dorim noi. Iar eu am și varianta banului. Fine. Vă invit de asemenea să jucați Super 12, predictorul nostru gratuit vă propune și în această săptămână o rundă ce pune la bătaie 10.000 de lei cash. Trebuie doar să instalați aplicația din Google Play sau din App Store, să bifați cele 12 predicții și dacă sunteți inspirați ne-ați luat banii. Nu uitați, marți și joi avem două noi ediții de pariuri live 1x2. Intrați în direct cu noi și câștigați cei 50 de lei pe care puteți să-i plasați pe orice eveniment doriți sau pe orice bilet din oferta lac.com. De asemenea, în cele două emisiuni vom avea multe pronosticuri. Joi am avut pronosticuri excelente pentru weekend, marea lor majoritate câștigătoare. Primii trei pași din Easy Money au fost bifați, de asemenea câștigători. În emisiunea de marți vom discuta și vom analiza și vom pronostica meciurile de miercuri și joi din cupele europene, iar joi vom discuta despre meciurile weekendului. Noi ne vom revedea pe final de săptămână cu multe ponturi din weekend. Revine Championship, campionatele engleze de altfel revin în corpore, mai puțin Premier League. Dar până atunci știți povestea, da? Spor la bani și baftă la pariuri!